Salut, fetelor! Astăzi am revenit cu favoritele lunii iulie, un clip pe care îl așteptați voi de ceva timp. Pentru că în ultima perioadă în București a fost chiar foarte cald, am renunțat la fondul de ten Estée Lauder și am încercat să merg pe ceva mai lejer și mai potrivit pentru tenul meu gras. Pe post de corector am folosit corectorul de la MAC, Pro Longwear Concealer în nuanța NC20, în primul rând pentru că l-am de ceva timp în colecție și vreau să-l termin ca nu cumva să se strice și să fi dat banii degeaba pe el, și în al doilea rând pentru că îl aplic doar în zonele în care am nevoie de puțină acoperire, cum ar fi ciarcăne, mici bubițe, pete sau cine știe ce mai mi-apare mie pe față. Pe post de fond de ten am folosit unul mineral, adică pudră. În liceu, fondul meu de ten preferat era pudra minerală de la L'Oreal, dar nu se mai fabrică, așa că a trebuit să găsesc un mic înlocuitor. Acum mult timp am cumpărat fondul de ten mineral de la ELF din gama Mineral și când l-am încercat atunci, pe moment, sincer, nu-mi plăcea. Într-adevăr, era iarnă, cred, și aveam și tenul mult mai deschis. Acum, fiind bronzată, nuanța light, cea mai deschisă nuanță, se potrivește foarte bine, dar cred că trecând în toamnă-iarnă, iarăși nu o să mai îmi placă acest fond de ten. Dar momentan este foarte bun, îmi acoperă micile chestii pe care ar trebui să le acopere, bine, și pielea mea în ultimul timp s-a comportat foarte bine și n-am avut nevoie de fond de ten, dar îmi matifiază pielea mult mai mult timp decât ar matifia un fond de ten lichid mat. Ați înțeles voi. Oricum, îl recomand și este ieftin, e ELF, adică... Tot în categoria make-up am 3 produse de buze. Primul este un ruj și este de la Maybelline în nuanța Pink Brown, pe care l-am purtat în prima jumătate a lunii iulie, aproximativ. Al doilea produs este lip bronzerul de la Too Faced în nuanța Sun Bunny. Este un gloss bronzant foarte drăguț. Îmi place textura, deși este lipicioasă și Andrei mereu râde că atunci când îl pup pe obraz se dezlipește așa obrazul. Dar, nu știu, mie îmi place textura pentru că nu se lipește părul de el, adică e atât de lipicios încât stă pe buze. Și nuanța e foarte drăguță și acum, fiind bronzat, arată foarte bine. Și o să-l încerc și la iarnă să văd dacă mai arată la fel de bine. Nu cred, nu sunt sigură, dar cine știe. Și al treilea produs este tot un gloss, este de la Yves Rocher. Este glossul lor de vanilie, care miroase a vanilie și care dă un luciu nemaipomenit oricărui ruj pe care eu îl port. Îl aplic peste absolut orice ruj port în ziua respectivă sau poate chiar în unele zile îl aplic singur. Skincare. Am o cremă de corp pe care am terminat-o și este goală, este de la Dr. Organic. Este o cremă de corp cu ulei de cocos care miroase foarte bine și se potrivește vara, iar eu pe timpul verii și câteodată chiar și pe timpul iernii folosesc numai miros de cocos. Adică știți că parfumul meu preferat pentru iarnă miroase a cocos cu vanilie. Pentru că retina nu mai există pe piață și retina este produsul care mie îmi salvează pielea de orice, am încercat să mențin starea bună a pielii cu gama Clinic. Nu mai am săpunul, de fapt nu mai am, dar nu l-am folosit, l-am folosit pe cel de la Lush. Și în favoritele lunii intră tonerul de la Clinic din gama, care era, Anti Blemish Solution. Este un toner cu acid salicilic și îl folosesc dimineața și seara, după ce mă spăl pe față, iar apoi tot dimineața și seara, după ce am aplicat tonerul, aplic crema din 3-step sistemul de la Anti Blemish Solution de la Clinic. Și este foarte bună. Pot să zic că luna asta fața mea a fost perfectă, adică cât de perfectă poate fi ea. Fața mea s-a comportat foarte ok, a fost destul de curată, nu am avut probleme, în continuare este uleioasă pentru că așa este ea și nu am mare lucru ce să-i fac, dar cred că aceste două produse chiar m-au ajutat. Mai că am simțit că m-au ajutat și a fost mult mai luminată și parcă n-am mai avut atât de multe pete roșii, adică zone roșii pe față, n-am mai fost așa iritată, ceea ce mă mir pentru că am folosit două produse cu medicament în ele care ar trebui tocmai să-mi irite fața, dar culmea nu s-a iritat, nu știu ce a avut. Oricum, a fost foarte ok și le recomand, oricum v-am mai recomandat gama aceasta, am început să o folosesc și eu până apare retina, pentru că retina este produsul minune, dar aici nu este un clip despre retina. Următoarea favorită a lunii este o geantă mare pe care am purtat-o absolut în fiecare zi. Și aceasta este o geantă, nici nu mai știu de unde am. O am de la mama, da. Și nu știu, s-a potrivit, am purtat haine destul de deschise în luna asta, așa că
lucrurile au fost deschise la culoare, de s-au potrivit cu marourile de pe geantă și pur și simplu are multe buzunare, am putut să-mi car 100 de chestii în ea, pentru că tot timpul mă duceam la studio cu produse de make-up, cu produse pentru review, cu tot felul de pensule și chestii la mine. Așa că de ce să iau altă geantă la mine când pot să-mi pun totul într-o singură geantă și să-mi rup umărul? Care random favorite luna aceasta? Primul random favorite este părul meu care s-a transformat, puf, așa, în blond. Și am de gând să mai fac șuvițe și să-l mai deschid. În curând o să-mi fac și rădăcinile, dar le mai las să se strângă. Și nu știu, îmi place foarte mult cum stă, sunt foarte fericită cu părul așa și mie îmi place. Și e random favorite. Al doilea random favorite luna aceasta și ultimul, că am doar două, ar fi salata de roșii. Vreau să zic că luna iulie cred că am mâncat dimineața la prânz și seara salată de roșii. Pentru că nu știu, se pare că anul acesta am ajuns eu cu o prietenă la o convenție, că anul acesta roșiile din piață chiar au fost foarte bune. Spre deosebire de alți ani. Așa că am mâncat multe roșii pentru că, nu știu, sunt gustoase și le vezi așa zemoase și nu poți să te abții să nu pui așa acolo o brânzică lângă și cu o franzelă de aia pufoasă și proaspătă, n-ai cum să te abții. Da, tocmai Andrei mi s-a plâns că el nu este la random favorite, așa că încă un favorite luna aceasta, nu random, că el nu e random, este prietenul meu, Andrei. Că e simpatic el așa de fel. Și astea au fost toate favoritele lunii iulie. Evident, mă puteți găsi pe Facebook, Twitter, Instagram și îmi puteți lăsa întrebări pe AskFM și ne vedem în următorul meu clip, care sper să fie foarte curând. Pa, pa!